Asociația Belgeană Armonie, în parteneriat cu Asociația din Chișinău Lied, a organizat un eveniment cultural inedit, Tineretul în Acțiune. Scopul proiectului este de a uni tinerii din diferite țări și diferite culturi pentru a crea un produs teatral multicultural. 60 de tineri din 6 țări, Belgia, Moldova, Georgia, Rusia, Spania și Italia, s-au întâlnit pentru a crea o piesă teatrală interculturală. Fiindcă e primul proiect al nostru, l-am ales să petrecem aici în Moldova. 60 de tineri, 6 țări, și de fiecare țară avem câte un partener care este foarte... am colaborat de acum deja de mulți ani de zile. Și eu consider că e un succes, fiindcă organizatorul care se găsește în Moldova, partenerul nostru moldovenesc, Lied, este un partener foarte puternic și el a organizat totul, toate punctele organizatorice s-au ocupat el. Promotorul este noi, Asociația Belgeană Armonie, dar organizatorul aici pe loc este Liedul, adică Asociația Moldovenească. Scopul proiectului ăsta este de a crea un produs teatral, adică o piesă teatrală multiculturală. Și anume că tinerii dau ideile sale, adică al lor. Ei vin cu idei, dar noi, amatorii, numai susținem, le dăm tot ce trebuie, dar ei lucrează. Timp de 10 zile, tinerii din diferite țări vor contribui la crearea unui produs teatral. În cadrul proiectului participă și tinerii din Comuna Budești, iar Nina Costiuc, primarul comunei, este de părere că dacă dispui de cultură, poți comunica în orice limbă. Eu salut acest eveniment și suntem aici cu copiii din Centru pentru Copii și Tineret care vor evalua și la fel vor participa adăugător încă 10 tineri care vor participa pe parcursul a 10 zile în acest extraordinar proiect care se numește Trăiești, Gândești. Este important ca noi să învățăm tinerii să gândească, să găsim limbă comună cu cei care nu vorbesc ca noi, dar să ne învățăm să ne cunoaștem prin intermediul gesturilor. Asta vorbește despre capacitățile artistice prin intermediul muzicii și dansului. Și numai așa putem ca să avem, să câștigăm o armonie în comunicare. Implementarea în Republica Moldova a proiectului Tineretul în Acțiune a fost posibilă datorită suportului programului Erasmus+.